discutăm despre distilarea cu apă a produselor vegetale este de fapt o metodă de dozare a uleiului volatil din produsele vegetale și este o metodă oficială atât în farmacopeia română cât și în farmacopeia europeană. Procesul de distilare sau de obținere a uleiului volatil constă în imersarea produsului vegetal în apă, aici avem flori de mușețel, matricarie, flos, iar în momentul în care începe să fiarbă apa, picăturile de apă vor antrena picăturile de ulei volatil care se vor condensa în refrigerent. La finalul distilării vom verifica volumul de ulei volatil care a fost obținut. Aceasta se va realiza prin coborârea apei florale care se găsește aici. O vom extrage într-un recipient, iar volumul de ulei volatil îl vom citi în această zonă gradată. Apa florală poate și aceasta să fie utilizată în terapie, deoarece are anumite proprietăți terapeutice. Iar uleiul volatil este bogat în camazulenă, acel compus care este responsabil de colorația albastră a uleiului și care se formează în timpul distilării din proazulenele care se găsesc în florile de mușețel. Pe lângă camazulenă, în uleiul de mușețel avem și bisabolol și bisabolol oxiz, care toți contribuie de fapt la efectul terapeutic al uleiului. Uleiul are trei acțiuni principale, are efect antiinflamator, antispastic și antibacterian, dar acest efect antibacterian este de obicei o caracteristică a tuturor uleiurilor volatile datorită compușilor volatili care se găsesc. Această metodă de dozare a uleiurilor volatile se poate folosi la uleiurile care au o densitate mai mică decât a apei, deoarece ați văzut că aici se acumulează uleiul volatil în partea superioară. Pentru uleiurile volatile care au o densitate mai mare decât a apei, se poate folosi o altă metodă care utilizează vasul florentin.